Are you ready? Yes. Pentru întrebările mele? Of course. Știi și engleză? Yes. Ok, dar oricum o să te întreb în română. Cel mai românesc lucru despre tine? Îmi plac sarmalele. Serios? Știi să faci sarmalele? Știu să le rulez, dar nu, nu. Deci nu ne faci sarmalele destul de curând, dar e ok. Ok, dacă ai inventa o țară, cum s-ar numi? Dacă ai inventa o țară, cum s-ar numi? Mamă... Nu știu. Repede! Pas. Nu, nu pas! Gândește, repede, repede! Panaramia! Ok. Cum îmi spui că ți-e foame, fără să îmi spui că ți-e foame? Ți-e foame acum? Nu. Nu știu, fac așa. Nu știu. Do you know sign language? No. Not really. No. Oh my god, your English is so good! Tu știi versuri în engleză? Da, nu știu engleză atât de bine, cum știi tu, sigur, dar știu cât de cât. N-am accentul așa bun, știi? Spune-mi câteva versuri în engleză. Ah, nu-mi vine acum, nu, nu știu ce să aleg. E rușine? Cred că s-a rușinat! În ochii tăi, ce face pe o femeie să fie feminină? Carisma, felul de a fi, nu știu, așa... Nu am un cuvânt pentru asta, dar cred că carisma, nu știu, cred că carisma e, da, habar n-am. Dar ce te atrage, gen, la o femeie? Adică ce, la, nu știu... Pe lângă corp, îmi place privirea și asta zic, tandrețea, mișcarea ei, dacă se mișcă, nu știu, da, tandrețea, să zic. Și a mai fost îndrăgostit? De atunci, nu. Și la fată care ai fost îndrăgostit, adică cum te-ai determinat că ai fost îndrăgostit? Adică ce a făcut pe ea să fie diferit față de celelalte fete în viața ta? Cred că am făcut-o eu să pară diferită, că ea nu era diferită, dar m-am îndrăgostit eu pur și simplu și am făcut-o eu să pară diferită, dar nu, era la fel. Ca... Deci zici că ai proiectat gen ideile tale? Da, am făcut eu în capul meu și am crezut că, da, nu. Ești visător? Da, cel mai. Că ești ce? Vărsător. Vărsător. Și cele, adică trei lucruri care ție ți se pare cele mai frumoase lucruri într-o femeie, ce ar fi? Să fie liniștită la locul ei, atenția pe care o acordă și în ce direcții se duce cu căpățâna. Așa, adică sunt foarte atent la detalii de astea, știi? Că degeaba... Arăți bine și ești varză? Da, să atent la mai multe, astea ar fi. Și dacă ai schimbat ceva despre tine, adică în relațiile sau și așa ca om în general, ce ai schimbat despre tine? M-aș lăsa de alcool. De tot? De tot, pe viață. Pentru că ar trebui să mă las, dar nu prea reușesc. Și în relații n-aș mai schimba nimic, că gata, m-am învățat ce trebuie să fac, adică sunt ok. Deci ești pregătit pentru relații serioase? Oricând. Să te căsătorești? Mai încolo. Îți mulțumesc și un mesaj pentru POC TV. Vă iubesc și țin minte că am fost primul invitat la voi acolo, la Urban Session. Țineți-o tot așa, de Lyric Love You, Love. Și un mesaj pentru mine? Ești o dulce și abia aștept să mai mie interviuri. Mulțumesc! Vă pup! Mulțumesc!